O să visez cu Dumb la noapte, să am coșmar cu Dumb. Help! Așa bine nimerez boții. Dacă e un lucru pe care știu să-l fac bine, e să fiu Dumb. Iubesc să fiu Dumb. Nu știu cum îl bat. Let's go! Se întrețin bine din stream. A fost o temă pentru mine la facultate. Deci fetele chiar sunt oameni reali, normali. Și aparem poți să se joace. Nu prea știu cum e la sala, am fost câteva luni în viața asta. Atunci mă plângeam în continuu. Let's go, team! De-aia e că ne-am adunat. Am adunat în această seară aici ca să jucăm Fortnite. Salut! Bună seara! Salut. Bună! Îmi place că nu vreți să vorbiți una peste alta, așa că așteptați un pic. Văd că... Okay. Care sparge gheața prima? Care sparge gheața prima? Hai să facem o mică prezentare. În partea din stânga o avem pe Aeka, a.k.a. Ralu, a.k.a. Galaxy. Salut, Ralu! Salutare! Ține, Ralu, de cât timp joci Fortnite? Am 25 de ani și mă joc de 2 ani Fortnite. Eu, mulți înainte și... Înainte de asta ai jucat alte jocuri? Da. Ok, ok. Shootere. După partea în dreapta o avem pe Andreea, a.k.a. 7993, a.k.a. Black Cat. Salut, Andreea. Bună. Andreea, tu de cât timp joci Fortnite? Câți ani ai? De la... joc Fortnite de la începutul anului și am 26. Eu, mulți înainte. Ai mai jucat înainte? Alte jocuri? Da. Am jucat Star Wars, Watch Dogs. Iar în partea din dreapta din nou avem pe Alexa Gassner, a.k.a. nu știu cum ți se numește skin-ul, dar se numește skin-ul tău. Poison Ivy. Poison Ivy. Salut, Alexa. Hello. Alexa sau Alexandra? Cum zice lumea? Long story short, am lucrat în IT, am fost suport și trainii nu știu să pronunț Alexandra cum pronunțăm noi în română, așa că mă rezum la Alexa. Ok, cât ține Alexa de cât timp joci Fortnite? Poezia, please. Păi am împlinit 30 recent. Yo, mulți înainte. Mulțumesc. Și mă joc Fortnite din cauza fratelui meu. Datorită fratelui tău. E o cauză bună. Din octombrie 2020. Uhu, iar înainte de asta ai mai jucat chestii? Da, am vrut să fac ceva din League of Legends, dar aia e. Deci tu ready? Să intrăm și în joc să... Să vorbesc mult? Nu, adică e bine că vorbești mult. Având în vedere că jocul este prezente și având în vedere că există atât de mulți gameri, parcă aproape 3 miliarde sau peste 3 miliarde, mi se pare că e nevoie cumva să fie reglementate, să fie înțeleși oamenii care se joacă, știi? Adică nu putem să ne prefacem că jocurile nu-s bune, nu există, că ele există oricum, așa că ar trebui să facem cei mai buni din ce sunt ele deja, știi ce zic? Știi ce zic? Plus că e posibil să apară mâine un joc de care nimeni nu a auzit, care se devină mai popular decât toate jocurile astea, pentru că internetul se mișcă atât de repede, trendurile astea, știi? Adică spre deosebire de sporturi unde nu pare să apară sporturi noi sau nu cred că o să mai apară sporturi noi, sau? Cred că trebuie să faci un research, să vezi cam la olimpiadă, la gen... Câte sporturi olimpice noi au apărut și ai să rămâi cumva gură cască să vezi cam ce propune și o probă dată nouă. Da, se întâmplă tot felul de chestii. Bine, oricum ar trebui să colaboreze e-sportul cu sportul clasic, știi? Adică, până la urmă, e aceeași chestie într-o oarecare măsură. Că, până la urmă, tot îți testează abilitățile. Atacă aici mai mult psihic. Ok, bine, hai să jucăm Fortnite, că am aterizat în The Rapt. Mi se pare super tare că sunteți fete, jucați Fortnite. N-aveți nici, adică nu sunteți nici copii mici. Și totuși, care e motivul principal pentru care voi vă jucați acum? Dar strict de distracție momentan. Cel puțin eu. Ok, eu de am distracție, da. Ok, ok, am da. Te relaxează? Da, da, chiar da. Un job care nu prea ce? Nu prea am primit să mai petrec atât de mult timp pe gaming, în general. Dar încerc, o mai și fac din când în când. Mă, oricum trebuie să găsești un echilibru, mi se pare. Bă, 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 eu am 49 viață. Am observat, am văzut, m-am concentrat mai mult pe joc. Ok, eu fug un pic. Vă las pe voi, petele. Ok, acum hai să... Player! Gata, nu cred că mai sunt. Asta a dispărut instant. Bun, uite, mi se pare tare. De exemplu, ai zis că faci stream din 2017, Alexa. What? În 2017 prea existau streamuri. Da, problemele aia... Ba, da, erau pe Twitch. Erau creatorii roboți. Și, mă rog, încă sunt. Erau doar ei și... Cred că mai era ceva pro player români sau ceva de genul. În 2017... Nici acum încă nu prea înțeleg mulți treaba cu streamul. Da, pe în 2017. Adică totuși ești early adopter în lumea asta. Adică sunt mulți care...
Se întrețin bine din stream. Da, dacă să ajungi acolo, e foarte greu la început. Ok, ok. Mi se pare că multă lume vrea să facă treaba asta, se apucă de treaba asta, dar cumva tot are îndoieli, știi? Și acum pot să înțeleg ce zici. Ce mă ajută foarte tare în perioada asta? Faptul că vreau să fac grind și că îmi doresc să fac grind și că fac grind. Andreea, zi-mi și tu, cu ce faci, cu ce te ocupi? Deci eu sunt creatoare de handmade. Handmade, ce înseamnă? Fac produse manual, produs polimeric. Am un business. Ești antreprenor, practic. Crezi că jocul ăsta ți-aduce creativitate pentru ce faci tu în viața de zi cu zi? Că mi se pare că de multe ori jocurile te pot încărca. Adică eu cel puțin când intru în Fortnite, dacă să zicem am o zi care nu-i neapărat bună, văzând atâtea elemente creative aici, atâtea skin-uri, atâtea culori, îmi vin idei, îmi vine creativitate, îmi vine... Da, se poate. Dar ce beneficii credeți voi că mai au jocurile? Te fac să fii mai atent, ajută să te focusezi. Adică am un documentar pentru treaba asta, by the way. A fost o temă pentru mine la facultate. Adică, yo, insula lui Doom! Insula lui Doom! Hai să luăm mașină și să mergem. Ce mai e o mașină aici? Eu uitați aici. Hai dați că vreau. Oh, aveți mașină mare. Ok, hai mergeți voi și hai să mergem așa separat. Ok, hai să urcăm, sunt mulți playeri aici, aveți grijă, hai să cooperăm. O, Doamne. Vai, cât ies. Knock 1. E unul aici cu shield. Și cu mănuș. A murit. No! No! Bravo. Ia la spate, ia la spate. Bravo. Revive. Așa, ar trebui să dăm pe rând la câte unul. Yo, let's go, girls power. Hai, fizz. L-a luat cineva. Cred. Cred că ne bate pe toți dintr-o bucată dacă vine Dom aici. Eu nu am jetpack aici. Oh, mersi. Ok, dar ce facem cu Dom? E aici. Nu știu cum îl batem că deja mă rupe. Help! Oh my god. Hai că îl putem bate. E mișto că îl vedem pe artă. E prima oară când îl văd pe artă pe Dom. Oh my god, vin. Nu știu de unde m-a luat ăla. Spate, e un blackhead spate. Aici. Asta e echipa lui Doom. Unul knock. Înapoi, e aici sus. E aici, e pe insulă. Help! Oh my god, al unde ești? Încerc să dau revives. Să le ajut pe fete. Nu cred că e o idee bună că dă Doom. Da, știu. Da. O să încerc să cobor și mă întorc. Dacă nu... Uite, i-am dat 182 damage de Doom. I-am luat cardul. Da, a murit. Dacă îl batem pe Doom, suntem OP. L-am luat. Ăsta avea medalion. Da, avea, uite. Bine, Max. Trebuie să avem grijă la... A furisitul ăla de Doom. Am eu fizz. Poate găsim aici medkit. A luat cardurile. Bun, perfect. Asta e foarte mișto, că poți să joci cu ce-ți dorești tu să joci. Yep, hai că-l putem bate pe Doom. Mai sunt 10 playeri. Din câte am văzut, inclusiv Doom poate da reboot. Hai să mă dă rapid. Let's do it. Câștigăm! Pentru echipă. Orice pentru echipă. Sus, aici e Doom. E Doom. It's your time to shine, Max. Shine. This just launched pe Doom. Doom. Primul meci e mereu de încălzire. Dar rap că ne descurcăm. Suntem OP. Ei n-au nicio treabă. Oh my god, sunt mulți playeri. Deci lutați un pic și după aia să ne vedem toți. Doamne, mi-ar da un jetpack jocul ăsta. Nu prea am deci. Eu. Hai, ține-l. Ia uite, hai aici. Oh my god, mi-a dat gatekeeper legendar. Player. Uite aici, hai vin aici, că-ți trebuie shotgun plus SMG. Vin la player. L-am luat pe asta, Ralu. Na, n-are cum să fie real playerul ăsta. Hai să stăm cât mai uniți. Hai, dă-ți. Da, e ok. Chide ușa? Hai că nu pot, player? Că mi-apare în bar, dă revive. Dă revive, sunt playeri. Bat unul. Dați-vă revive, că eu vă țin aici. Mulțumesc.
Oh my god, cu ce dă, mă? Dă cu grenadele alea, ajutor. Ajutor, 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 team. Oh my god, am fugit, am fugit. Aveți grijă. E Doom din nou, what? Gata, s-a dus Doom. O să visez cu Doom la noapte, să am coșmar cu Doom. Ok, hai să, hai să luăm boss-ul. Vine un player, vine un player. Player în față. Da, uite, 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 uite. A, bază, bază. Bă, 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 da, așa bine mi-e războții. Mamă, ce joacă Alex, Andreea joacă acum, ok, ok. Let's go, team! Bun. Este player real, cred, mă rog, parțial. Vis-a-vis aici. Ok, l-am luat. Eu zic să da, mai pierdem timpul și să pușăm. Bună idee. Adică să avansăm. Îmi place cum gândești, da. Este player, da? Player, da. Mascara mea ce trecu Vacario un pic acum. 37, 37, 37. La... Avem aici o mașină mare, o transformăm într-un Cybertruck. Aștept în Cybertruck. De fapt, vă iau eu. Oricum sunt pe baterie, pot să încarc gratuit. Yo, hai cu noi în Tesla, ce-i cu... ce-i cu SUV-ul ăla, SUV-ul ăla? Cum se numește mașina asta? Nu știu, eu îl compar ca un G-Class. G-Class? Mi-aș zice Jeep. Poate un Jeep. Mi se pare interesant, inclusiv treaba asta, că sunt tot mai multe mașini, la tot mai multe companii. Da, exact, colaborările care le fac. Eu zic că în următorii câțiva ani, fetele în gaming în România o să înceapă să fie din ce în ce mai relevante. Pentru că, dacă nu uităm restul țărilor, au crescut super mult fetele în gaming. De la noi în România nu prea avem noi, numai câteva, așa vreau. Adică... mie mi-ar plăcea să avanseze fetele pe partea de gaming. Băi, sincer, nu știu, cel puțin în România, ce am mai văzut așa pe live-uri și pe fetele de gaming, deci, de genul, am văzut foarte mult hate-uri și iau fetele pe partea de gaming. Și mi-ar plăcea așa o idee ca fetele să continue să facă chestia asta, să evolueze și oarecum să le dea așa peste bord la toți haterii ăștia care potriva fetelor pe online. Eu mi-amintesc că am o verișoară care atunci când eram mică juca fotbal. Mă, deci toată lumea de la mine din oraș vorbea despre cum ea joacă ca fată fotbal. Că, what, de ce joacă fotbal ca fată? Știi, acum văd că în ziua de azi e mult mai relaxată lumea cu ideea asta, de exemplu, față de cum era player la mine. Acum pe lumea să se normalizeze pregândirea. Și da, încă mai e mult de muncat. Dacă ești indecis și zici hai că fac și eu un stream 2 să văd, iar vine, nu știu, careva și îți dă cu hate la, și acolo deja erai destul de incertă pe ceea ce voiai să faci. Trebuie să știi exact ce vrei să faci și indiferent de ce greu tot să dai, să mergi tot înainte, mult mai ok. Mă, da, în același timp nu e așa ușor cum ai zice, știi? Da, da, nu e ușor, n-am zis că e ușor. Nici pentru mine, de multe ori primesc eu niște chestii de hate care gen întreb, bă, oamenii ăștia, ce Dumnezeu, de ce vor să dea așa hate? Dacă tu, ca și player, ai în alte meciuri, s-a spawnat insula lui Doom de vreo câteva ori și joci cu alți playeri cărora nu li s-a spawnat, e posibilitatea foarte mare să-i ajuste. Ești, 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 dă-te jos și dă-le la ăștia. Da, e o teorie interesantă, n-aș crede. Ok, perfect. Nu mai rămas doar restul timurilor care o să vrea să ia insula lui Doom. Una și pe ăla, după cu bac acolo. Aici. Ce acolo? Și aici, și aici, și aici. E jos. I-am dat mama, pachetul ăsta. Am urcat, am urcat. Unul vrea să ia insula deja. Oh, da. Hai că, hai că dominăm momentan. La mine, da, 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 da. Am luat pe unul. Hai, stăm aici, hai, stăm aici. Yo, 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 yo. I-am dat 100, i-am dat 100 damage. Mă duc după el, mă duc după el. 11, 11. L-am luat. Stăm aici în mijloc până se încarcă. Cine vrea să ia? Vreți să luați voi? Eu zic să-l iei tu, Max, că ești singur băiat. Da, ia-l și bucură-te de el. Ok, sunteți sigure? Am 18 kill-uri. Da, fair. Luați astea. Actually, ia că le țin până mai sunt playeri. Ok, luați astea. Ok, mă transform. Iubesc să fiu Doom. Dacă e un lucru pe care știu să-l fac bine, e să fiu Doom. Let's go! Vezi, acum ești un copil fericit. Mă, mega fericit acum. Vezi chestiile astea, adică literalmente trăirile pe care le-am când mă joc jocul ăsta. Player aici care și-a dat reboot. On me, ajutați-mă că mă iau ăștia. Am fugit, că sunt toți 4. Păi pucă-s 4, dacă-s 4v1, mai ales dacă au jetpack-uri și sunt aer, știi ce zic? La mine, help. Vă rog. Da, uită pe asta. Pam. Bun, bravo. Au mers pe insulă unii.
Help! Mai am 16 viață, ajutor, ajutor, ajutor. Adică mai am 16 shield, de fapt. I-am dat nuclu 1, deci... Noi eu mor, eu mor. Eu zic să ne retragem. Da, hai să ne retragem un pic. Cred să-mi iau finish-ul. I-am dat noglu 1 acolo jos. Deci nu zici că ești în Fortnite, zici că ești la sală. Ești la sală? De ce la sală? La cum fac? Trebuie să te concentrezi. Nu, gen... Nu prea știu cum e la sală, am fost câteva luni în viața asta. Atunci mă plângeam în continuu. Iar player la mine. 40. 25. Gata, mulțumesc, să luna. O să tragi de la mega ultra mare distanță cu el. Și are acuratețe. De jur, îți jur că are o ăla ai făcut. Chiar dacă tu nu nimerești perfect, tot intră glonțul. Așa ai făcut, jur. Da, e foarte OP, mi se pare cel mai bun are pe joc. Yep, yep. Ce mi s-a băguit boom-ul? Mamă, Max, zici că ești forță. Wow! Nu e ușor nici ca Doom, nu e ușor nici ca Doom, că toată lumea se uită la tine. Da, ești parcă mai descoperit, așa. Uite unul aici, n-ai jos. Pam, 90 alb. Bravo. Bravo, măi, team. Wow, deci fetele în jocuri nu sunt niște ciudate. Mulțumim. Stai, nu, așa trebuie să ghid clipul, zic. Wow, deci fetele sunt chiar ființe normale când se joacă. Wow! Let's go. Mai un player. Vreți să lăsăm să câștige? Nu. Asta sună tryhard, Andreea. Dar tot ce să câștige? Poate are nevoie de un win. Poate n-a făcut niciodată win. Nici eu. Să muncească pentru acel win. Ha, trunat să... Ați făcut win cu Doom. Bine, Ralu, te-ai făcut, că am mișcat acum câteva zile, cred. Am făcut. Ah, cheat, Andreea, erai așa-i? Da. Tu, Alex, ai făcut win cu Doom în echipă? Da. Ok, bine, atunci trebuie să-mi vină. 5-2. Ce? Bați ultimul player? What? Bravo! Victory, bon Doom! Bine. Bravo! Deci petele chiar sunt oameni reali, normali, și aparent pot să se joace. Interesant.